Doamnelor și domnilor, din studioul din Crângaș, vă prezentăm The Casual Friday Podcast cu Alin Florescu și tânărul Sergio. Podcastul ăsta e despre orice și podcastul ăsta are de toate. Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast. Sunt aici cu Mihai Ioniță. Ce faci, Ioniță, îmbrăcat așa? Vin de la muncă, ce să fac? Vin de la muncă. Las că e bine. Ia zi, pentru ce, adică zi-ne cu ce te ocupi și cu ce treburi ai venit pe la noi. Păi eu am ceva în comun cu cineva care deja a fost la podcast mai pe la începutul anului, mai prin ianuarie. A venit și a vorbit colegul meu, Dragoș Pârgaru. Suntem asociați împreună, am deschis Pârgaru și asociații. Shout out to Dragoș Pârgaru și asociații. Da. Link below sau consultarea pe YouTube. Below. Nu știu, eu mereu nu înțeleg unde ar trebui să apară. Chestiile alea doar pentru cei care se uită pe variante de desktop, că eu, de exemplu, pe telefon... Probleme tehnice. Eu, de exemplu, pe telefon... Pe telefon... Dacă mă uit, nu-mi dau seama că zice click on the link below, ar trebui să dau la description și să găsesc link-ul sau... Da, 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 e la description, că... Adică n-are unde să fie altundeva. Ah, deci gen pe acolo unde scrii tu, că îl găsești pe cutare, da, da, acolo, da, acolo, da, acolo, da, peste acolo tot. Acolo găsești și Pârgaru și asociații. Ah, bun. Deci, da, asta am în comun cu Dragoș, am doi sistem avocați, el e doar avocat de penal, eu... Teoretic sunt mai mult avocat de non-penal, dar punctual când are Dragoș nevoie de ajutorul meu, îl ajut, că mie în facultate cel mai mi-a plăcut penalul. Nu știu dacă se vede pe cameră și nu știu dacă așa pățesc toți avocații de penal, dar zi-ne ce ai pățit la ciocane. Ah. Păi a fost weekend. Arată la cameră. Eu mereu m-am gândit că filmulețe de genul ăsta pe... Unul dintre cei care vin la podcast, fie pe tine, fie pe invitat, dacă vreodată o să ajungă undeva, într-o funcție înaltă, sigur o să-l îngroape pe viitor. Da, hai, de ce nu? Nu știu dacă se observă. Da, da, da. A fost weekendul de Rusalii și am fost și eu, ca tot omul, la munte, la o cabană, am făcut un grătar și după grătar am mâncat și ne-am culcat. Și vă dați seama, se mai întâmplă. Da, 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 nu, că și eu mai am vise urâte și pățesc chestia asta. Și legat de chestia asta, că o să îngroape podcastul meu pe oamenii care au fost. Băi, știi care e faza? Deci asta a fost o chestie care, la care m-am gândit când l-am făcut. Bă, eu o să pun gen 2 ore de content săptămânal, timp de, nu știu, mult timp de acum încolo. Cât o ține. Sper cât mă ține. E clar că în 2 ore de vorbit la cameră, înregistrat, fără tăieturi, fără nimic, o să zic chestii super stupide la un moment dat, știi? Păi tu ești cel mai la risc de tu faci asta săptămânal. Exact, fac asta săptămânal, fac asta cu tot felul de oameni. Unii, știi, când te mai ai la băiețeală cu unii, te mai scapă câteva chestii. L-am văzut pe băiatul ăla de a veni direct cu sticla frumos de la Freud la tine. Da, adevărat, Teo. Mi-a plăcut de el. Și mă gândeam, bă, oare o să-mi dăuneze în carieră chestia asta? Și m-am gândit că, bă, frate, nu vreau să fiu în nicio carieră în viață care ar putea fi dăunată de ceea ce spun eu la o chestiune asta. Că, serios, acum, chiar nu spun chestii super aiurea. Și, pe de altă parte, întotdeauna mă gândesc la asta. Bă, liderul lumii libere, Donald J. Trump sau... Gen, a zis în campanie electorală, sau mă rog, a apărut în campanie electorală un clip cu el când zicea că poți să faci orice dacă ai bani cu femeile, you can even grab her by the pussy. Și dacă omul ăla a ajuns în continuare probabil cel mai influent om de pe planetă, atunci, bă, dacă îmi strică podcastul ăsta mie jucăriile, înseamnă că nu-s destul de talentat, știi? Păi asta mă gândesc și eu, că bă, și în cel mai rău caz... Fii tu însuți că sigur se găsesc oameni să te placă. Adică decât să fii fals și oamenii să te prindă la un moment dat, așa măcar ești asumat, da, și da, 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 da. Asta, mergi mai departe. Uite, asta e chestia care s-a zis când s-a speculat că Oprah o să candideze versus Trump la alegeri. Și ziceau exact chestia asta. Bă, Oprah are imaginea asta de sfântă, pictată, impecabil, știi, da. Impecabilă. Ea ajută oameni, self-help, bla, 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 think positive, nu știu ce. Eu te zic după aia părerea mea despre toată mișcarea cu self-help-ul. Da, gen, avem toată chestia asta, stunângea, când se află cât o chestie nasoală despre Oprah, poate să o dărâme. În schimb, de Trump nu se lipește nicio mizerie, că el oricum le-a făcut pe toate, știi, nu îi mai impresionează pe nimeni cu nimic. Și acum care-i părerea ta, dacă tot ai venit la podcast? Păi legat de așa, cu self-help, nu?
Zi, sigur. Păi am văzut că e odita mai industria, cum mm-hmm. să te comporți, ce gândire să ai, cum să fii pozitiv, cum să faci ca să ai o viață mai frumoasă, care e cheia fericirii. Mie oamenii ăștia, nu știu, poate că pe unii îi ajută, dar per total mie îmi pare că ei sunt așa niște prădători care profită, știi, și basically they prey, că nu știu cum ar veni în română, they prey, da, ei prădează asupra sau prădează oamenii, vânează, ei practic vânează slăbiciunile oamenilor, da. Adică ei speculează oamenii care au o grămadă de insecurități, iertați-mi rongleza, dar e defect profesional, oameni care au extrem de puțină încredere în ei, oameni care au nevoie ca cineva să le zică, uite, tu faci asta acum, vei fi ok. Și ei, dacă nu au busola asta, dacă nu au reperul ăsta în viața lor, ei se simt pierduți, se simt în derivă, trebuie să vină cineva să le zică. Și dacă persoana aia îți mai cere și câteva sute de dolari ca să o asculți, e merită, dacă e cheia fericirii. Exact. Pe chestiile astea, mă rog, se bazează toate chestiile, toate religiile, de exemplu, religia practică. Da. Exact, așa e. Practic, le dăm speranță unor oameni care nu sunt foarte, nu știu, independenți fizic sau intelectual. Îi învățăm ce să facă, îi asigurăm că orice ar face o să fie bine atâta timp cât trăiesc o viață virtuoasă din punctul lor de vedere și dau câteva sute acolo ca băieții. Și cu asta am pierdut și votul borului pe viitor la orice alegeri. Da, ăștia reprezentanții bor care se uită la podcast îmi trimit în fiecare săptămână mesaje că bă, că n-ai, că ai zis aia, nu mi se pare, ne mai uităm. Bă, dacă ei îți trimit mesajele, dar se uită în continuare, da, tot tu ești câștigat. Nu, da, o să-și fie un bad publicity, nu? Da, corect. În schimb, uite, chestia asta cu speakerii motivaționali și cu tot, sunt, adică sunt oameni care, bă, ok, fac o carieră din asta, dar ideea e că la fel și cu pick-up artiștii, care altă categorie de paraziți infecți sunt, dar sunt unii oameni... Ce să ai, pick-up artist? N-ai auzit de pick-up artist? Și pe Bujor? No. Cultura mea generală se oprește la Bahoi. La Bahoi, da, înseamnă că n-ai mai fost pe internet. Deci fii atent, pick-up artiștii sunt niște băieți care învață pe alți băieți cum să agațe. Ah, să agațe, adică gata, pick-up, adică da, da, pick-up da. Girls. Da, da, da. Ah, gata, gata, știu, gata, cum acum, da. Da, da, cum să agațe, cum să agațe în club, cum să... Și faza e că au dezvoltat termeni științifici, știi? Te duci la ea, o iei nu știu cum și ea e locked și nu are pe unde să fugă. Da. Dă, Sergiu, dă, te rog, m-am ferit până acum, dar dă-o, te rog, pe aia cu Bujor, cu Boom Kiss. Deci presupun că au ajuns și la noi în România. A, ăla cu Boom Kiss, gata, boom gata. Kiss, a. Da. Băiatul ăla un pic așa penibil, foarte puțin penibil. Da, nu, aia, da, la tu când ai zis de pick-up artist și după aia ai zis de paraziții, eu credeam că sunt fel de rapperi. Deci șapte metode. Extraordinar de deci, cringe, uite, băiatul ăsta. Deci super cringe. Dar uite, faza e că exact ce spuneam, au metode foarte științifice, sau mă rog, foarte, care par științifice, au terminologie specifică, au... Deci... Wow. Deja vreau să dau subscribe. Boom, kiss, gata, e ok. Deci, deci fii atent, te duci la o tipă sub pretextul că îi apreciezi fondul de ten. Dacă sunt dermatolog, da. Dacă ești dermatolog, ce, ăsta e cumva de la Sephora, bam, kiss. Și aia, bam, 1-2. Dar câte, o întrebare, în câte view-uri avea băiatul ăla la filmulețul ăla? A, lasă. Multe presupun că sunt de hate ca să-și bată joc de el, dar... Că la asta are... Așa, scurez ce metric are. Deci Bujor are, nu are foarte mult, are oricum peste 100.000 de view-uri la clipuri. A, da, asta e canalul lui, e canalul unei entități. E canalul lui, da, Bujor. A, dar zicea de IMB Nation, da, nu știam exact dacă e canalul IMB Nation sau lui personal. Și, mă rog, toate
parodiile care s-au făcut după asta. Eu, oricum, asta cu Boom Kiss a devenit super viral, a devenit gen o expresie, știi? Boom Kiss, fuck. Am mai văzut-o pe Facebook și acum, gata, mi-am făcut legătura. Da, asta e faza. Și, ok, tipi, super penibil. Bă, sunt gen aproape niște scursuri, ca să zic așa. Dacă e să te raportezi, nu știu, să privești chestia asta într-un mod, cum să zic, outside the box, habara. Dar ideea e că sunt unii oameni care se uită la chestia asta, sunt unii oameni care participă la cursuri și într-adevăr își schimbă viața într-un mod pozitiv pentru ei. Adică simplu fapt că te duci și capeți curaj să vorbești cu o tipă și să-i zici ce fond de ten ai. Bă, habar. Da, bine, dus la extrema asta. Dar, da, nu, dar ideea e că ei câștigă încredere în sine și asta îi ajută și în alte laturi ale vieții. Exact, în momentul în care să zicem că te duci acolo și vezi că sunt alții 30 de năroși ca tine care n-au vorbit cu o fată în viața lor și vă duceți pe stradă și în ceată și abordați femei pe stradă, super greșit, pe de altă parte s-ar putea să meargă pentru unii, știi? Eu aș trimite o ceată de dăștea undeva la țară, în orice județ al Moldovei și i-aș filma, sigur, iese ceva frumos. Ne pui GoPro-ul pe cap. Nu, deci dacă pick-up, sare tot satul pe ei... Pick-up artist în vas lui, ce tare ar fi asta. Păi și uite, aici ar prinde că poți după aia să combini, știi, să fie unul care te învață și replici de-astea penibile de agățat, dar să te învețe și MMA autoapărare. Ca să nu te ucidă instant. Da. Măcar așa, la nivel basic. Măcar să ajungă la vătămare corporală gravă, da. Da, mă, și la fel și cu ăștia, cu speakerii motivaționali. Bă, pe unii oameni îi ajută, frate. Unii oameni au nevoie să le zică City Fletcher să se ducă să ridice greutăți sau habar n-am, nu știu. Mai e și Tony Robbins ăla, mai vă reclame cu el pe YouTube, pare foarte fenomen la nivel mondial omul. Mhm. Tu folosești ceva de genul? Ceva motivație în viața ta? Care e motivația în viața ta, Ioniță? Ba, asta e o întrebare foarte profundă. Păi, e destul de simplă motivația, dar până la urmă cred că e o motivație pe care o avem cu toții. La mine e pur și simplu să știu că... Nici nu vreau să intru prea mult în chestii personale. A, bine, dacă nu vrei... Da, nu, unele chestii sunt prea personale, dar practic ca să ofer așa o sinteză super scurtă a motivației. Motivația mea în viață e să nu poată cineva vreodată să mă ignore. Adică, uite, să mă refuze, să-mi zică nu în față sau să-mi zică da, dar nu să mă ignore. Că aia mi se pare mie cea mai zdrobitoare chestie. Știi, când te duci undeva, când îi scrii cuiva, când ceri ajutorul cuiva, când încerci să obții o ofertă de la cineva și bă, nici măcar nu ești atât de mult pe radarul lui cât să zică jet, n-avem nevoie. Nu, ignor direct. Da. Asta mi se pare mie o motivație puternică în viață, știi? Da, înțeleg. Mi s-a întâmplat o chestie super tare zilele astea. N-am apucat să zic nici lui Sergiu. Deci vorbisem cu un tip, îl cunoșteam de pe Facebook, tipul super caterincă pe net, chestii din astea, făcea powerlifting sau ceva de genul, mi s-a părut interesant. Powerlifting pentru cei neinițiați atunci când ridici brusc o greutate foarte mare, nu? Da, fără niciun rost al lumei neapărat. Și care ar fi contrastul cu normal lifting-ul? Că uite, eu de exemplu, eu n-am nicio treabă cu domeniul ăsta și mă gândesc că și mulți dintre oamenii care s-au intrat deci, nu știu. Powerlifting-ul este efectiv ridicat de dragul de a ajunge să ridici cât mai mult. Să faci, de exemplu, o repetare cu 300 de chile, ai ridicat 300 de chile, ți-ai stabilit un record personal și gata, poți să mori liniștit. Asta e powerlifting. Powerlifting-ul, ca și sport, mi se pare extraordinar de prost pentru că nu e deloc sănătos, nu te face să arăți bine, nu te face să te simți bine, e groaznic. Efectiv, doar ridici doar ca să poți să ridici mai mult. Ai încercat? Nu, îți dai seama. Oricum, eu sunt destul de slab ca persoană. Nu am deloc forță. N-am forță de aia. În schimb, am brațele astea, frate. Dar nu, ca și forță stau foarte prost. Și tipul ăsta făcea powerlifting, mă rog, era și cu meme pe internet, chestii astea, bla bla. A zis, bă, hai să facem un podcast, nu știu. A zis, da, bine, hai, facem super tare, nu știu ce. Ca să înțelegi, eu pe tipul ăsta îl cunosc de mai mult timp de pe Facebook, știi, comentăm unii la alții, băieți, i-am zis, bă, da, vine-o miercuri, a zis că vine și mi-a dat bloc. Așa? Da. Out of nowhere, fără niciun context. Out of nowhere și mă gândeam, bă,
cred că, nu știu, cred că a fost habar n-am, cred că a fost frică de cameră, nu știu, cred că a fost jenă, habar n-am. Nu, putea să-ți explice, să-ți dea un power reply, nu, poți n-ajung. Nu, nu, mi-a dat bloc pe toate rețelele de socializare. Încă căutam. Da, da. Vorbiți cu, nu știu, vorbiți cu... Nu, o terță persoană să-l contacteze, ziceam, frate, bine, ai pățit ceva? Ca și chestie că cu asta, cu ignoratul, cu podcast, să știi că adică majoritatea oamenilor sunt destul de deschiși. Asta e întrebare rapidă, dacă mă mișc să mai iau apa, se aude prea tare pe microfon, că și eu că am urmărit la un podcast sau două, se auzea așa destul de tare când cineva se foia pe canapea. Nu, no, e ok, ok, ok. Și dacă se aude, frate, știi ceva, Production values. Au, Sergiu, dar tu, în timp ce oamenii vorbesc, tu ce faci pe telefon acolo? Te joci ceva, văd că îl ții pe orizontală. Se joacă Hearthstone în timpul serviciului. Hearthstone. Hearthstone. Am auzit de el pe net, dar e ca un fel de Diablo, nu? Nu, nu are nicio treabă. E pe aproape. E cu fel de e cu cărți. Deci e un fel de Magic the Gathering. Da, 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 da. Am și eu o minimă cultură. Continuă cu ce... Ziceai, cu oamenii îți deschiși de podcast. Da, oamenii deschiși la podcast, bla, bla, și cu asta cu ignoratul și cu bla, bla. Bă, la mine motivație, știu că nu m-ai întrebat, dar zic oricum. Pe nu, dar așa e normal, că e o întrebare implicită, aș zice. La mine funcționează motivația la modul că le spun multor oameni că fac o chestie, că o să mă apuc de o chestie sau că o să fac o chestie. Le spun foarte multor oameni chestia asta și după aia mă simt obligat să o fac. Știi? Uite, tocmai de asta eu încerc să nu le zic niciodată oamenilor ce planuri am. Că mi se pare că atunci parcă atrag așa un fel de ghinion, că fix atunci când le zici ce vrei să faci, atunci nu-ți iese și mai și scazi în ochilor. Dă-i mă drecu. Nu, dar pentru mine presiunea asta e vitală, știi, dacă n-am o anumită presiune, nu pot să fac o chestie cum trebuie. La fel și cu podcastul. Am pus, frate, pe Facebook, am pus cover foto, apare marți și vine, dar depinde, știi. Ideea dar e că totuși... Marți n-a apărut, parcă nu? Da, marți n-a apărut că am fost și eu în vamă. A fost rusarile. A fost rusarile. E pogărârea Duhului Sfânt sau ce înseamnă? Da, ești dat și pe casă, drag podcast. Da, nu se muncește. Da, men, zi-mi că asta, că ai fost în Haga. Haga, ai fost da. În Haga, da. Zi-mi cum a fost în Haga și ce ai făcut în Haga, de fapt. Da, păi în mod similar cu cei trei oameni pe care ai avut la podcast acum vreo lună și ceva, cred că era pe la mijlocul aprilie, dacă nu mă înșel. A, se vedea un fan adevărat al podcastului. Păi asta e singurul pe care îl urmăresc în română. În română, da. Că în rest în engleză cred că mai urmăresc... 1, 2, da, pe acolo, mă rog. Și am văzut, ați putut vedea de altfel, dragi urmăritori, prieteni, cum zic toate paginile alea penibile de Facebook, dragi prieteni și nu știu ce, mi se pare așa foarte, o terminologie demodată, știi, când văd dragi prieteni. Adică bine, poate o mai folosești și tu, dar la Caterinca, nu, pe bune. Nici măcar. Și ai avut podcastul cu cei trei, cele două fete și cu Ciprian. Băiatul, da? Pozderie, parcă îl cheamă, da? Care au fost în... Shout-out. Da, bravo, boss. Ai dus steagul sus, am înțeles, prin Viena și prin Hong Kong. Și ei au reprezentat facultatea noastră la Hong Kong și la Viena la concursul de drept internațional privat, arbitraj comercial internațional. Da. Mă corectez dacă greșesc, no, okay. Ai fost și tu, ai dus și tu steagul sus. Steag. Concursul Villenvis, care este cel mai mare concurs de drept privat din lume. Da. Și am mai studiat între timp, există 6 concursuri de-astea de drept pentru facultăți care sunt la nivelul Grand Slam, pe diverse domenii. Da, pe aia am studiat eu cu pârgarul la Haga și de atunci de când a descoperit că există chestia asta de Grand Slam, o să observ de fiecare dată, a zis. Voi ați... Ok, revenim după niște probleme tehnice. Mi-au tăiat ăștia recepția. S-a tăiat programul pe care oricum nu-l plătim, dar asta e, trebuie să emitem pretenții. Așa. Se vede că nu-l plătiți, înseamnă. Da, se vede că nu-l plătim. Deci ne ziceai despre concursul ăsta de la Haga, care face parte din Grand Slam. E unul dintre cele 6 concursuri studențești Grand Slam, da. Villenvis fiind unul dintre ele și cred că cel mai mare raportat la numărul de facultăți care participă din toată lumea. Al nostru, cred că e, nu știu, pe locul 3 din 6.
No, dar... Și alte concursuri de drept internaționale de care am auzit în timpul facultății, cum ar fi alea de drept internațional public, Telders și Jessup. Mm-hmm. Jessup, de exemplu, e la nivel de Grand Slam, ăla care are loc la Washington, dar cel care are loc la Haga, Telders-ul, nu e Grand Slam, este concurs regional. Deci cu atât mai tare ca să folosesc. Înseamnă regional înseamnă, da, pe Europa, cea e genul. Campion pe județe. Da, exact. Deci cu atât mai tare ca să-ți folosesc terminologia, poți să flexezi o participare la Villenvis sau, uite, și în cazul nostru, la concursul de drept penal internațional de la Haga, organizat în colaborare cu Curtea Penală Internațională. Mm-hmm. Și ce ați făcut acolo? Păi, ca în fiecare an, eu împreună cu Dragoș facem o preselecție, alegem, în primul an am ales 5 oameni, în ultimii 2 ani am început să alegem câte 3 oameni, că poți să ai și 2 researcheri, dar ne-am dat seama între timp că poți să reduci, să eficientizezi și așa îi și forțezi pe oameni să-și facă propriul research și nu poți să-i lași să paraziteze. Să muncească mai mult. Să muncească, să simtă și ei că au fost la concursul ăsta, așa că de acum mergem doar cu 3 speaker care își fac propriul research și Dumnezeu să-i ajute. Perfect. Și măicuța Domnului. Și cam fiecare an am făcut cu Dragoș preselecția, am luat o echipă. În octombrie ne vine speța, după aia trebuie să pregătim memoriile, alea trebuie să fie gata până prin februarie, început de martie. Și practic v-ați făcut și voi echipa de acum pentru... Da, am făcut săptămâna trecută, vineri, am trimis mail-ul prin care am anunțat fericiții câștigători, fericiții aleși dacă mergem la Haga. Dacă îi știi, spune-i la podcast să se audă, știi cum îi cheamă? Da, normal că știu cum îi cheamă, doar că... Nu știu. Le dau shout-out. Că avem Teodora Marica, Teodora Nițu și numele de familie îl știu, Ivan, dar numele mic, nu mai știu sigur dacă era Andreea sau Iulia. Nu am înțeles. Dar înțelegi-mă și pe mine că e proaspăt. Mi se pare foarte, abia am făcut grupul de WhatsApp. Mi se pare foarte cunoscute numele astea, că sigur au fost și la mine la curs la American Contract Law, deci sigur sunt... Cred că au fost. Da, anul ăsta chiar am avut un nivel excepțional de ridicat la preselecție, adică nu cred că a mai fost un an în care să avem problema asta să nu știm pe cine naiba luăm. Da, că da. Noi, gândește, de când eram la Haga, fix înainte să plecăm în România, se înscrisese o persoană și ne gândeam că, bă, hai, asta e, anul ăsta, nu, merge să vedem la anul ce-o fi, nu știu, facem un headhunting mai accentuat, dar uite că... Au venit de capul lor și au venit și oameni buni. Nu, deci nu înțeleg pe copiii ăștia de ce nu se bagă la toate chestiile astea. Pentru că exact asta am observat și eu la curs la American Contract Law. Bă, ai cu cine. Deci la curs au venit, la un curs opțional la care puteai să stai acasă liniștit, au venit peste 100 de studenți aproape de fiecare dată. Păi nu se bagă că ia Villenvis pe toți. Bă, să știi că nici la Villenvis nu se înscriu atâția. Adică, ok, se înscriu câțiva, dar nu foarte mulți pe cât te-ai aștepta. Știi că la ce performanțe se fac la nivel mondial în facultatea noastră, te-ai aștepta, bă, frate, să bagă toată lumea. Păi, uite, performanțele astea, părerea mea, pot să fie și o piatră de moară, că ți-e târ și așa te gândești. Uite, exact. Ăștia de anul trecut au rupt tot, au ajuns în finală, semifinală, mă duc eu să râdă aia și cu curul de mine dacă nu ajung măcar în sferturi. Sunt convins că asta e, știi? Și mulți bagă chestia că le afectează performanța școlară și că nu mai iau ei 10 pe linie și chestiile astea, știi? Și bă, mi se par niște motive atât de superficiale și îi sfătuiesc pe toți că asta le zic și la curs, primul curs, le zic, bă, există un concurs și, mă rog, există mai multe concursuri, băgați-vă la ele că asta trebuie să faceți în facultate, că cei vă învață facultatea... Facultatea o fac toți. Da, facultatea o fac toți, știi? Și da. Deci v-ați selectat echipa, v-ați dus acolo. Dar voi la Villenvis până acum ați avut surpriza plăcută ca prin septembrie-octombrie să zică cineva din echipă, știți, m-am gândit mai bine, anul ăsta e greu. Dar când iei 10, îți permiți să pleceți 2 da, sau ceva. Noi suntem mai în fiecare an totul sau nimic. Da, ei de la început, ăștia 3, cu ăștia am pornit la drum, fie ploaie, fie vânt. Da, da. Mi s-a întâmplat asta anul trecut, dar uite că... Am făcut treaba. Da, bravo, felicitări. A fost anul trecut, primul an, când ne calificăm în sferturi, de când participăm din 2014. Sferturi ce înseamnă? Cum ajungeți acolo? Păi anul ăsta, ca să-ți faci o idee, că în fiecare an e un pic altfel, că în fiecare an sunt mai multe echipe,
Anul ăsta au fost 120 de echipe din mai multe țări. 120 de echipe nu înseamnă 120 de țări, că presupun că și la Villeneuve era așa. Chinezii, de exemplu, mereu trimit 4 echipe, indienii la fel. Deci au fost 120 de echipe și primele 27 se calificau mai departe în sferturi. 3-3 erau meciurile. Că la noi mereu în fiecare an sunt câte 3 pledanți, 3 roluri. Unul mereu e Office of the Prosecutor, unul mereu e defense-ul, care ți-l apără pe la acuzat că ar fi făcut nelegiuiri, că de avem principiul de nevinovăție, prezumția de nevinovăție, și un al treilea rol care e variabil, depinde. Câteodată ai reprezentantul guvernului dintr-o procedură, reprezentantul victimelor dintr-o procedură, deci ai meciurile astea 3-3 în sferturi și aia 3 se bat între ei, cel mai bun merge mai departe. După aia ai semifinalele și după aia din semifinale cei mai buni 3 merg mai departe în finală. Și anul ăsta în finală, pentru prima oară de când mergem noi, a fost o echipă locul 1 și echipa de, mă rog, locul 2 a fost egalitate, nu a existat locul 3. Nice. În final au ajuns Leiden, care sunt și gazdele concursului și una dintre cele mai bune facultăți de drept internațional din lume, Leiden, Hong Kong și Irlanda. Deci, practic vin universități din toată lumea, super serioase, e super pe bune concursul, e super... Da, super da. Tare. Zim despre ce a fost speța. Speța de anul ăsta a fost, ca în ultimii ani, o speță de-asta inedită, că nu prea se dau spețe, știi, clasice. Mai întâi toate, ca să explic ce înseamnă o speță clasică, în alta curte, defect profesional. Curtea Penală Internațională are sub jurisdicția sa crime de război, crime împotriva umanității, genocid și, cea mai nouă, ca să cităm un cunoscut artist român, crima de agresiune. O speță banală ar fi ceva de genul, nu știu, într-o țară, după niște alegeri, câștigă un partid și ei după aia își trimit oamenii prin satele care susțineau partidul advers și aia începe acolo să ucidă, să violeze, să mutileze. Okay. Se vedea, nu știu, aproape orice ciclu electoral dintr-o țară mai fragmentată africană și fără ordine publică din Africa. Că de altfel, tocmai asta se și reproșează de multe ori curții penale internaționale. Până acum a condamnat doar oameni din Africa, din diverse țări. Și dacă e să te uiți și la Office of the Prosecutor, ei au birouri regionale doar în câteva țări din Africa. Că acolo își mănâncă oamenii pâinea. Da, acolo sunt probleme, dar țările africane sunt cam nemulțumite. Uite, săptămâna trecută chiar în premieră, conducerea Curții Penale Internaționale, adică judecătorii, practic președintele curții, nu cred că a fost și procurorul șef, că ar fi fost un pic dubios, dar au făcut oamenii un retreat, adică un fel de team building, cu mai mulți șefi de state africane, ca să îmbunătățească relațiile lor cu Curtea Penală Internațională. Și revenind, zici dacă vrei să zici ceva. Și revenind la speță, speța de anul ăsta a fost una care a avut ca principal subiect cea mai nouă infracțiune care intră sub jurisdicția curții, crime of aggression, crima de agresiune. Adică atunci când un stat atacă alt stat. Ei, practic, prin asta au vrut să incrimineze, să facă o infracțiune din acea interdicție conținută de UN Charter, de Carta ONU, de a scoate în afara legii războiul. Adică să nu poți să faci uz de forță în afară de situațiile de autoapărare sau de derogare din partea Consiliului de Securitate. Nu? Poftim? Asta de autoapărare se pot inventa ușor. Nu. Sunt destul de greu, da. Adică chestii de-astea extrem de... 9-11, de exemplu? Da, asta vreau să zic. Chestii de-astea extrem de la limită, cum ar fi autoapărare, legitima apărare, dar în deplasare, sau atacurile preemptive, astea în general n-ar putea fi considerate utilizări legitime de forță. Da, da. Și asta încearcă infracțiunea asta să combată. Iar, ca să zic exact ce s-a întâmplat în speță, s-a inspirat practic din intervențiile umanitare ale SUA în Siria. Că avea exact o situație de genul ăla. Ai un guvern care are niște mineri care protestează și încep să-i chilărească pe aia la greu cu bombe, cu clor, și un alt stat atacă preventiv baza aeriană de unde se lasau bombele alea și ucid vreo 100 de oameni de la acea bază. Da. Și asta e speța. Și, de asemenea, ca să desfășoare acel atac, șeful de stat al țării care desfășoară atacul, să-i zicem un echivalent de
Donald Trump, dar nu prea. El înainte de asta cere o opinie de specialitate, un legal opinion de la cel mai tare doctrinar din lume, da, în domeniu, să-i zică, domne, e legal ce fac, e humanitarian intervention ceva care să legitimeze utilizarea forței. Și eu la prima oară îi dă un opinion că nu prea e conturată problema, sunt mai multe opinii, e posibil ca tu și guvernul tău să răspundeți în fața Curții Penale Internaționale. Mm. Și el după aia sare la cap cu o majorare de onorariu și îi zice, da, mai gândește-te, mai caut acolo, hai să fim siguri totuși. Și la a doua opinie, doctrinarul zice că, nu, e ok, dă-i boss, dă-i că merge. Da, așa funcționează și în arbitraj cu opiniile astea legale ale profesorilor emeriți din diverse domenii. Știi, în principiu, ăla care plătește opinia, controlează conținutul, nu există... A, în realitate vrei zici? Da, în realitate. Ah, da, 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 păi da, ziceai că aveți și la concurs chestiile astea. A, deci stai, tu povesteai speța de concurs acum? Da. A, eu credeam că zici în realitate cum se întâmplă. Nu, că... nu, nu, păi asta da, a fost așa speța. Se întâmplă și în realitate. Adică deciziile, inclusiv din SUA, când e vorba de apăsa pe buton, avocații le iau. Apropo, știi? De apăsa pe buton, mai porniți pe rău, te rog eu. Scuze. Hai că o las la tine, mai bine că tu o simți mai acut. Perfect, mersi. Las, las, las așa. Da, ce v-am zic, mă, da, ok. A, și mai era o problemă, am uitat că mereu speța are trei issue-uri. O ai pe cea de drept substanțial privind chestia aia, dacă acel atac reprezintă un crime of aggression. Okay, okay. Adică dacă e utilizarea forței ce încalcă UN Charter, că astea sunt condițiile practic, să fie a manifest breach of the UN Charter in character, gravity and scale, că deja îți dai seama, după ce le-am repetat de atâtea ori, poezie deja. Asta e problema substanțială de fond. Mai ai și problema asta, dacă poate să răspundă doctrinarul ăla pentru opinia lui, okay, să-l consider complice la crime of aggression, că teoretic fără opinia lui a doua aia, că totul e ok, guvernul țării ăleia n-ar fi autorizat atacul și nu s-ar mai fi întâmplat. Și mai aveai și o a treia problemă, problema de procedură. Că avocatul ăsta, doctrinarul, fusese arestat în speță, abia după ce, el era din cu totul alt stat decât cele două implicate, abia după ce poliția din statul lui a intrat peste el, mă rog, peste ea, era o doamnă, doctor Dany Targaryen. Serios? Autorul spețelor, da, autorul spețelor e mare fan Game of Thrones. Ce și în fiecare tare. An speța e inspirat, adică mai mereu ai... țările Westeros, Salveros, Norveros. Ah, ce tare. De exemplu, președintele țării de care ziceam care a comandat atacul, îl chema Jaime Bannister. Mereu sunt numele așa, știi, gen Adibas, adică Adibas. Să nu fie chiar copiere 100%. Și asta, Dr. Dany Targaryen, fusese arestată la ea în casă după ce poliția a intrat peste ea în miezul nopții și i-a cotrăbuit prin toată casa, i-a luat laptopurile... Și de acolo i-a găsit mail-urile cu șeful ăla de stat și pe asta i-au zis, gata, you're coming with us, hai că ești acuzată de crime of aggression, hai la Curtea Penală Internațională, la pachet. Și era întrebarea asta, dacă ar trebui să fie excluse sau nu probele obținute pe acea cale, în condițiile în care țara asta de unde era ea nu ratificase în dreptul intern crime of aggression și ca atare în dreptul intern ea nu avea o bază legală ca să intre peste ea în casă. Adică au intrat fără mandat de percheziție. Și era discuția. Hai să nu intrăm în discuția de tehnice, că... Da. Că deja ți-ai unsubscribe. Vreau să te întreb, de exemplu, chestiile astea cu Curtea Penală Internațională, de ce nimănui nu-i pasă, de exemplu, de ce se întâmplă în Coreea de Nord? A, în Coreea de Nord? Bă, nu, în Sudan, mă gândesc că în Sudan le pasă, că dacă tot ai zis că dau ăștia în Africa, că na, e cea mai ușoară țintă și... E clar că întotdeauna se întâmplă chestii de genul acolo. Dar în Coreea de Nord, de exemplu, de ce nu se implică nimeni? Care-i treaba acolo? Păi pe lângă problema evidentă, aș putea spune, a faptului că dacă îi atași pe aia o să ai un război nuclear pe mâini și nu știi cât de mult se extinde, iar aici mingea e în curțile SUA și în curtea Coreea de Sud și în curtea China și Rusia, evident, doar că ei, teoretic, țin partea lui Kim Jong-un și regimului. Asta una la mână, de ce ONU nu face nimic, de ce comunitatea internațională stă cu mâinile în sân și lasă lucrurile să continue. Dar strict cu referire la Curtea Penală Internațională, dacă te întreb de ce nu se întâmplă nimic acolo, păi avem problema mai întâi că trebuie să fii parte la statutul Curții Penale, okay, care e un tratat. Și dacă nu ești parte, nu prea te interesează. Bine, teoretic poți să...
te afli sub jurisdicția curții dacă tu ataci un stat care e parte sau cetățenii unui stat care e parte, okay. Și nordcoreenii au și făcut asta de altfel și a fost o investigație super preliminară. Da, dar cum te trag în Corea la răspundere de Nord? Dacă nu, adică dacă tu nu vrei să te supui jurisdicției. Păi asta e cea mai mare problemă. Curtea Penală Internațională are nevoie de cooperarea statelor membre, dar și a statelor care nu sunt membre, că altfel nu ai cum să-l arestezi pe ăla. Și ei practic merg pe principiu că ei intervin ca un remediu după ce răul s-a întâmplat. După ce răul s-a întâmplat, dar după ce cineva a câștigat. Iar acel cineva susține curtea penală și i-o dă pe mână infractorul. Deci ăștia de la... Am auzit o chestie cu un jurnalist care se tot ducea prin Corea de Nord, că era fascinat de tot ce se întâmplă acolo și zicea că ăștia de la, stat, de la United Nations, de la... Națiunile Unite, că tot numai să zic Statele Unite. Ăștia de la ONU le-au trimis scrisoare ăstora din Corea de Nord, că bă, nu e ok să aveți lagăre de concentrare, că nu, ce faceți, că 2019, că, mă rog, 2000 cât o fost, că n-aveți voie să aveți lagăre de concentrare și ăștia au zis, dar noi nu le numim așa, deci nu avem lagăre de concentrare, deci, ceva de genul. Sunt 100% convins că după ce o să pice sistemul din Corea de Nord o să apară tot felul de documentare cum era acolo și tot felul de povești lacrimogene și astea și prea târziu, adică până la urmă na, chestii, atrocitățile se întâmplă, Holocaustul, ce s-a întâmplat în 40 și ceva și toată lumea a zis că mamă, cel mai mare dezastru, bla 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 bla. Se întâmplă inclusiv azi și lumea, mă rog, când o să afle o să zică, wow, dar cum am putut să stăm toți și aparent dacă cineva are nucleare la el în țară, poate să facă aproape orice cu oamenii de acolo, că da. La toată lumea nu mă bag man, știi? Păi da, și până la urmă e de înțeles până într-un punct, că e mult mai ușor să stai, să fii lejer, să-ți vezi de treaba ta, că știi că până la urmă tu nu pățești nimic, adică da, mor câțiva oameni acolo, dar e la ei. Da, e la nu, ei, avem exact. Și noi vorba românească, să fie la ei. Să fie la sau ei. Să fie la el. E o vorbă extrem de bă, frumoasă. Și e și greu să empatizezi cu oameni atât de diferiți de tine, știi, ca, inclusiv ca rasă, știi, inclusiv... Că te uiți în Africa, se întâmplă, nu știu ce, în Sudan. Bă, parcă, ok, încerci cumva să-ți pese, că ți se pare că ar fi nașpa să nu-ți pese, dar nu prea-ți pasă, știi, la modul ăla. Adică, again, s-a întâmplat că toată lumea dă exemplu și până la urmă cam așa e, frate. A ars acoperișul de la Notre Dame, nu s-a întâmplat nimic nimănui, unul a făcut insolație de la foc, n-a pățit nimic. Și toată lumea, pac, fonduri, miliarde de dolari, whatever, și în Sudan se omoară aia pe capete, se aruncă în râu, da, nu-i pasă nimănui, frate. Păi, și nu zic, adică, nu, I'm not taking a moral high ground, nici mie nu-mi pasă, știi, adică, n-ai, nu știu, nu, habar n-am. Aici părerea mea că marele ghinion al Sudanului e că foarte puțini oameni au poze făcute prin Khartoum sau asta, ca să poată să-și pună poze pe Facebook sau pe Instagram. Da. Uite ce... Groaznic ce se întâmplă acolo și, apropo, vedeți că am fost și eu? Din păcate asta mi se pare că prinde, știi? Adică, uite, arzi Notre-Dame-ul. Mamă, cum a fost Notre-Dame-ul când am fost și eu acolo. Deci a fost implozia, a fost explozia atunci. Toată lumea posta o poză cu el la Notre-Dame, o poveste. Acolo. Da, uite, am fost în vara anului cu tare. Uite, eu chiar ieri am fost acolo. Acolo a încert-o pe nevastă-mea. Nu-mi vine să mea. Cred, da, a luat foc, nu mai e. Păi, bă, așa, în Sudan... N-ai fost niciodată în Sudan, nu te duci niciodată în Sudan, e foarte ușor să nu-ți pese. Știi pe cineva din Sudan? Există vreo vedetă, vreun luptător? A, dacă știu așa la modul generic? Da. Aici tot din cunoștințele de drept internațional penal, fostul președinte al Sudanului, Omar al-Bashir, cel de la care a pornit tot scandalul ăsta, că a fost detronat de curând, el a avut și încă are un outstanding arrest warrant, un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru genocidul din Darfur. Și, mă rog, la fel, de acolo mai știu din spețele alea câțiva sudanezi, dar sunt ăștia de numele lor, nu o să zică nimic nimănui, dacă nici președintele lor de atâția ani e un nimeni, că presupun că nu zice nimic Omar al-Bashir, cu atâta nu o să zică ceva, nu știu, Idris Abu Garda și ce nebuni mai erau pe acolo. Știu despre oameni din Sudan că sunt foarte, foarte înalți și atletici. Ah,
Da? Nu erau mai mult... Eu îi asociez cel puțin cu de-aia care mor de foame și mănâncă furnici. Să bine, nu te gândești evident, la etiopieni. Evident. Aia știu că-s mai ales cu maratoanele, cu alergatul. Sergiu, caută și tu, de exemplu, cam cât e media de înălțime în Sudan. Scrie în... Da, așa. Tall people. 1,7. Nu e așa mult. Media? Păi media, de exemplu, în Olanda, în tot cam așa e și în România, sunt destul de sigur. La noi, primul lucru e salariul. Dacă vreau să spune, apare la noi apare salariul. Da, păi ce ne interesează? Fiecare cu ce are. Dar stai, în Sudan apare media și la bărbați și la femei, e 1,76. Uite, deci la... Dă-i mai mult. Deci caută la România, să vedem. Dă un Ctrl F. Dă un control F ca băieții. Deci în România... 72 și 1,57. Cum, frate, 1,57? Atât de mici sunt femeile? Pitace. Se pare normal? Dar uite, nu, cred că... apare N-a tăplică, bă, de ce? Nu cred că au date statistice pentru date, bărbați. Da, au murit mulți în genocid. Dă-i la Sudan. Bă, dar mi se pare, adică nu știu, frate, poate n-am eu... N-apare la Sudan. Da, mă rog, whatever, nu știu. Știu că, nu, știu că erau foarte... Da, Etiopia apare? Etiopia. Că eu îi țin minte pe aia de la maratoane, mereu erau înalți și slabi. În schimb arată la femei, tot 1,57. Bă, da, nu știu. Bărbații nu stau să-i măsori, ce să le faci? Olandezi sunt cei mai mari, oricum. Ia, vezi, la Olanda e foarte, foarte mult. La Netherlands. 1,80? Dar nu, uite, avem Suedia, care sunt foarte mari. 1,85? Au 1,81. Un pic mai înalți, frate. Bravo lor. Vikingii. Câți mai rămân acum, că de... Da, mi se pare oricum, asta cu crimele împotriva umanității și chestiile astea, că în Africa e mult mai greu de ținut în frâu chestiile astea, știi, că lumea e altfel acolo. Nu știe nimeni ce se întâmplă în junglă. Da, și, na, uite, adică e o țară, un continent ca Europa, să există diferențe între state, știi, dar e un anumit nivel de civilizație destul de constant, știi, hai că în România se fură mai mult, dar nu-ți dă nimeni în cap pe stradă, în Olanda se fumează droguri legal marihuana, bla bla bla. Dar, na, în Africa e fucking vestul sălbatic, frate, acolo e, nu știu, viața umană e unul mai puțin importantă, e chestii, nu știu. Păi dacă ar fi să te raportezi dreptul penal internațional așa cum e în configurația lui modernă, a apărut după al doilea război mondial și tocmai se caracterizează cel mai puternic prin tribunalele internaționale de la Nuremberg și de la Tokyo. Da, da. Adică pentru a se naște o incriminare la nivel mondial a acestor atrocități, practic, a trebuit mai întâi ca noi, europenii, să fim niște animale, noi înșine. Da. Și normal că după ce ai ajungi la nivelul ăla atât de sus, e cam greu să nu ajungi după aia brusc mult mai civilizat, dacă ai văzut ce înseamnă să faci lucrurile alea. Da. Și până la urmă, ăsta cred că e și un argument, din punctul meu de vedere, că pentru a avea o funcționare eficientă a Curții Penale Internaționale, adică în sensul chiar să aibă aplicabilitate mondială, raportându-ne la istorie, se pare că ai nevoie de un foarte mare război, în urma cărora o parte să piardă și să nu poată să mai aibă pretenții că, domne, noi nu suntem de acord. Mi se pare fascinant că o țară care avea un nivel de civilizație precum Germania a putut să facă toate chestiile pe care le-a făcut. Și aici îți arată cumva, îți demonstrează cât de puternică poate fi propaganda și dezinformarea în masa populației și toate chestiile astea și cum poți să ajungi să tratezi viața umană prin chestiile astea, știi? Te uiți la Black Mirror? Da.
Deci în Black Mirror mi s-a bine, părut... recunosc că am văzut doar episodul ăla, Bandersnatch, unde poți să alegi tu ce se întâmplă. Okay, yeah. E un episod din Black Mirror foarte, foarte mișto pe tema asta cu războiul. Dezvoltaseră ăștia, mă rog, aș vrea să ți-l spun cumva să nu dau spoiler, dar nu știu dacă o să reușesc. Ideea e că... Da, cred că poți dai spoiler, care mai sunt episoade. Deci ideea e că îi arată pe unii război, că împușcau chestii, mă rog, și chestiile pe care le împușcau ei aveau cumva formă antropomorfică, dar erau efectiv niște moși, niște vampiri, whatever, le curgea sânge din față, whatever. Ce ai să-mi imaginezi? Ei aveau un fel de sistem de realitate virtuală ca să vadă alți oameni, așa se poate să-i ucidă mai ușor? Da. Și dar ei nu știau, ei pur și simplu, nu știau. Ei pur și simplu credeau că omoară monștri, știi? Și de fapt erau, noroc, oameni nevinovați, civili, whatever. Și la un moment dat ei se defectează lunul chestia aia de VR și vede realitatea. Știi? Și wow, îi spera iurea. Și exact așa funcționează, știi, toată chestia asta. Că în momentul în care ești în război sau în momentul în care dezumanizezi oamenii în așa fel încât să-i vezi așa, îi omori fără nicio chestie, îi omori ca pe niște vite și n-ai nicio remușcare. Și da, adică mie mi se pare că suntem nu suntem acolo, dar gen la nivelul ăsta de dezumanizare începe să se ajungă între, de exemplu, ăștia bătrâni care votează PSD și ceilalți, știi, că te uiți la documentare Recorder și ți arată pe ea, deci ți arată pe ea exact cum vrei tu să-i vezi, știi, exact cum vrei tu, cum ți-i imaginezi perfect, tu. Perfect de urât. Da, exact cum ți imaginezi tu pe votanții părții adverse, știi? Pe noi ne arată drogați și bețivani și hipioți și... Stă toată ziua pe Facebook. Stă toată ziua pe Facebook. Pe internet. Da, tefeliștii, corporații, profitul externalizat, chestia și pe noi... Hashtag rezist. Hashtag gen, da, și pe aia îi arată cu... Mă rog, moșii și babele moșii cu... fără dinți, mai fără puțin școală, dinți decât sunt ei. De o anumită culoare... E, mai puțin asta, o culorile așa. De ce-i drept? La meeting-uri tind să se adune într-o proporție mai mare genul ăla. Probabil sunt ei mai interesați de politică de fel. Da, și prin chestia asta, na, încep să-i asociez pe toți din cealaltă tabără cu descrierea asta, îi dezumanizez și na, ce o fi, o fi. Și mi se pare periculos, dar mă rog, hai. Mă, din punctul meu de vedere, latura asta a omului, latura asta plină de ură și gata... Uitați, dragi ascultători sau dragi telespectatori, ce crezi voi că bea Alin în acea cană? V-ați gândit că e apă? Da. Dar nu este apă. Lăsăm mister. Da. Lăsați în comentarii ce credeți voi că este. Am văzut și eu că astea-s manevrele ca să crească riciu, să ca fie mai cum, interactiv. Ca și cum a ajuns cineva până la minutul 45 la cât suntem noi acum, adică după atâta vorbă despre Curtea Penală Internațională. Și Sudan și chestii care nu pasă nimănui. Astea cu Sudan și astea au fost mai juicy, știi? Dar partea tehnică, și că sunt foarte mulți cum care... Cum funcționează jurisdicția și da, deja... partea materială și partea de procedură, chestiile astea... Alea momentul când dai clip altceva. Alea-s pentru fanii adevărați, frate. Dacă, pentru fanatici. Dacă, exact, dacă nu ești la drept și ai ajuns până aici, și forță, frate. Nu, dar în rest sunt chestii super juicy. Dacă stai așa să citești hotărârile alea, mai ales cele din Tribunalul Internațional Penal pentru Fostă Iugoslavie, că până să apară ăsta internațional 1, Curtea Penală Internațională, au fost mai multe tribunale regionale. Ai avut unul pentru genocidul din Rwanda, ai avut unul pentru războaiele care au distrus fostă Iugoslavie și, mă rog, încă câteva pentru Sierra Leone, pentru Cambodgia, dar vorba ta, trebuie să fii fanatic să ajungi până acolo. Dar în alea din Iugoslavia chiar e impresionant să vezi sârbii cu bosniecii, cu croații, ce nenorocire își făceau pentru ei. Uite, tu știai că au existat în actuala Bosnia tabere de viol înființate de sârbi? Cum ai ce... tabere de viol? Da, o întrebare bună. La sârbi, ei consideră că etnia unui copil este dată de tată. Așa că ei și-au făcut un scop din a ucide bărbații bosnieci care erau musulmani și de a le strânge femeile cu miile, de a le duce în niște lagăre, unde soldații sârbi le violau în mod sistematic ca să le lase însărcinate să facă copii ce urmau să fie sârbi, urmând astfel să distrugă cu totul seminția bosniecilor musulmani. Okay. Să rămână doar sârbi ortodoxi.
Că așa, așa câștigi un război. Un lucru super creștin, de altfel. Un lucru super bă, bine. Bă, dacă mergi la origine, adică dacă iei până în Vechiul Testament, da, da, da. Old God approves. Chestia e că creștinii se supără dacă le invoci Vechiul, Vechiul Testament. Testament. Da, da, e ca și cum ai invocat Vechiul Cod Civil, frate. Adică, bă, legea mai nouă da, se sau, aplică. Că, na. Sau într-un context mai cotidian, ca și cum îi zici cuiva de fostul iubit sau fosta iubită care erau mai așa și da, nu mai sunt nu. Același om. Sunt alt om acolo. Da, da, exact aceeași chestie, da. Da și asta făceau sârbii. Și dacă citești, o să găsești o grămadă de situații de-astea, nu mai zic de genocidul de la Srebrenica, unde la fel au separat bărbații bosnieci de femei și de bătrâni și le-au zis că uitați, voi vă urcați în camioanele astea, bărbații voștri se urcă în camioanele astea și vă ducem pe toți într-un loc sigur, departe de lupte, noi mai departe stăm și ne luptăm cu militanții voștri, dar noi vrem să colaborăm aici, vrem să conviețuim, să fim fericiți. Și chiar sunt filmări cu liderul sârbilor, cu Ratko Mladic, dacă nu mă înșel îl chema, care e acolo, mângâie copiii bosnieci pe cap, le zice, stați liniștiți, în timp ce le urcă tații în camioane. Și camioanele alea, după, vă dați seama, după 20 minute, au oprit, i-au dat jos pe toți pe marginea drumului, i-au zis, hai că poate aveți nevoie la toaletă. Da, și acolo, pe loc, 8.000 de oameni, dintr-una. Bă, și faza e că, uite, deci... când da, o chestie vreau să mă zic, că m-a marcat acum, într-un an când am fost la Haga, am fost și la Curtea Penală Internațională pentru fostă Iugoslavie, că încă exista, încă avea activitate și am ajuns la un termen chiar din procesul ăsta, lui Mladic. Mă rog, era el sau Radu Vancara, zici, dar ideea e că ei amândoi erau responsabili pentru situația de acolo. Și m-a frapat așa să-l văd pe omul ăla, că la un moment dat, știi, el stătea acolo în banca lui, nu zicea nimic în timp ce îl audiau pe un martor și la un moment dat îl vezi pe Boșoroc că se ridică și începe să strige ceva în sârbă pe acolo. Mi se pare că era ceva de genul... Eu nu vă recunosc, eu sunt nevinovat, eu mi-am apărat țara, adică el și acum, și până ziua în care moare, presupun, o să fie convins că a făcut ce trebuia acolo, că el și-a apărat țara și că a apărat Serbia. Bă, da, păi, na, până la urmă asta a fost motivația tuturor dictatorilor, tuturor oamenilor care au făcut crime împotriva umanității. Păi, adică... cum zicea și autorul seriei de cărți din spatele Game of Thrones, George R. R. Martin, că... Orice personaj negativ e rău proprii sale povești. Exact. Și că de-aia nu-i place lui o poveste gen Stăpânul Inelilor unde exact. L-ai pe ăla cel rău care tot se îmbracă în negru și vrea doar să distrugă și atât, fără vreo motivație. Da, am observat că, uite, în ultima vreme toate filmele cu villain care apar, toate filmele cu ăștia practic bine și rău, whatever, sunt un pic mai nuanțați aia răi, un pic nu mai un pic mai umanizați. Adică, da. Uite, apare Thanos, apare Joker care na, e nebun, dar bă, he has a point, apare nu mai știu cine. Dacă ai văzut Black Panther și Killmonger la fel mi se pare că intră acolo. Mi s-a părut din punctul de vedere mi s-a părut filmul meu Marvel favorit Black Panther, chit că nu mă așteptam, că adică m-am dus acolo, mă gândeam că au făcut ăștia un film numai pentru negri. Da, da, serios că mi se părea prea Blaxploitation, așa că ăla mi se pare că e termenul specific. Au făcut să aibă și ei filmul lor, la fel cum mă gândeam inițial când m-am dus la Wonder Woman. A făcut filmul ăsta să aibă și femeile. Un film cu una în rolul principal, girl power, d-astea, dar nu, chiar au fost filme echilibrate, mi-au plăcut. Nu ca momentul ăla din ultimul Avengers, din Endgame, când ai faza aia, absolut, dar doar femeile, frate, doar femeile să-l apere pe spate. Mi s-a părut prea de tot aia, adică, bine, vă înțeleg, arătați-le valoarea, dar nu așa forțat, că e prea artificial după aia și mi se pare că te scoate așa un pic. Și cred că și o femeie ar putea să fie de acord cu asta, dar aici suntem doar trei bărbați, așa că... Nu avem alte opinii la dispoziție. N-avem. Lăsați în comentarii. Credeți că cei doi sunt misogini? Leave your thoughts in the comments below. Da, nu. În casa asta se respectă foarte mult femeile. E primul lucru pe care îl faci în dimineața tot timpul. Gen, respectăm femeile. Vreau să zic ceva. Am văzut și după ce scrie pe cana ta. Ok. E cana cu Vilem Vis. Are apă în ea. Da, mă, despre ce... Voiam să zic ceva, dar despre ce vorbeam... Te-am întrerupt eu când tu v-ai zis ceva și te-am întrerupt și am început să zic de Ratko Mladic și toți nebunii. Toți nebunii, da. Uite, dacă ar fi să ne luăm iar după comenturi,
asta meriți, că și tu îți întrerup des da, așa invitații. Se întâmplă, frate, tot timpul. E o conversație, timpul, da, e o discuție, da. Trebuie să întrerup eu. Că nu ești în instanță să audiezi un martor, știi? Da, și lași martorul să vorbească. Domnul avocat, vedeți că vă amendeți dacă... Dar e și aiurea, frate, să te lase cineva să-ți termin propoziția până la capăt. Că poate n-are, n-are un sfârșit propoziția. Și te pierzi pe drum, da. Exact. Eu am văzut asta când mai trăgeam podcast-uri singur la început. Da, da, da. Frate, cât de nașpa e să nu te întrerupă nimeni într-o conversație. Adică, bă, până la urmă, știi, când vorbești singur despre un subiect, e un exercițiu foarte bun pentru că îți dai seama mai ușor cât de mult știi. Nu e vreo problemă că mi-am pus pantoful pe masa asta ta, nu? Stai, și când n-a fost curățată, cred că niciodată acolo sub. Perfect. În momentul în care vorbești singur despre un subiect, îți dai seama practic cât de puțin știi despre subiectul ăla, că nu poți să-ți iei o idee coerentă până la gaj. Dacă nu e cineva în speță, Sergiu, care să te mai întrerupă din când în când... Păi dacă tu să faci un discurs de jumătate de oră, da, exact. Nebunești. Da. Și în instanță, știi, bă, îți pui poezie acolo, na, ți-o spune. Da, parcă, cu pereții. Dar întotdeauna, știi, dacă nu se întâmplă, cum să zic, conversația să aibă o natură mai contencioasă, așa, sunt idei pe care le uiți și pe care, na, le-ai fi zis dacă ar fi zis ăla ceva. Da, că dacă e conflict de-al dracu, ție în tine, știi, ții minte că se închizi gura lui ăla. Și după aia, mamă, și după aia ce mai așpa când se termină și, mamă, trebuie să zic și aia. Da, și eu cele mai bune argumente ale mele le găsesc după aia seara, când mă pun în pat, înainte să mă culc, atunci sunt maestru orator. Și da, exact, elocvență, unde eram? Oratorie, logică, cea mai bună analogie din lume, așa se întâmplă, man. Să-mi aducă patul în instanță. Da. Sergiu, hai să vedem ce mai avem pentru azi. Ce-am pregătit astăzi? Ce-am pregătit pentru azi? Ai văzut asta cu profesorul de religie? Razant am văzut, razant. Da. Dar ce pot să zic? De fapt, da, lui Sergiu nu-i merge microfonul, da. Că... Discutăm noi. Discutăm noi. Deci s-a întâmplat că în Alba... Ia, dă-i mai jos puțin. E o imagine cu două picioare de copil mic. Vedeți dacă puteți să ghiciți unde mergem mai departe cât cu asta. Cât crezi că poartă copilul ăla acolo? Bă, eu cred că-i desculț. Da, cât crezi că... Nu, dar vreau să zic, cred că e desculț în sensul că nu cred că există numărul ăla așa mic, nu știu, 1, 0,5, nu știu, mă raportez la mine, că eram 42, știi? Da. Păi da, mă, da, dacă iei să iei gen 42 de piciorușe din alea, fac mai mult decât al tău. Bă, ai dreptate, uite, n-am aplicat o gândire de-asta ca la măcelărie. Păi cred că așa e, nu? Bă, eu, general, cred că... modelul ăla așa proaspăt scos din cuptor, eu nu cred că e încalț pe aia. Nu, îi lași și pe ei să se mai dezvolte. Dar oricum, poți să citesc, zi, dacă mă amintesc cât am purtat prima oară la picior? Da, prima dată pereche de Adidas. Băi, sunt prin casă, dar eu n-aveam discernământ ca să-i țin minte. Da. Sunt unii, atâta. Ai, mai ai? Da, aia, păstra maică-mea, unul, că celălalt mi-a căzut din picior și dus a fost. Ai, frate. Da, uite, poți citesc eu știrea? Da, zi. Dă-i mai da, dă mai sus, că ăla nu-i titlu, e... Să zic titlu, să zic titlu. Amă, lasă titlu. Deci ce s-a întâmplat? Profesorul de religie dintr-un sat din Alba, Arieșeni. Am fost acolo, într-o tabără. Serios că ai fost la Arieșeni? Bă, bune, da. Da, și cum fără e? Mișto. E super frumos acolo, e da? Un peisaj incredibil, dar îți dai seama, ești acolo ca la lagăr, n-ai ce face altceva, n-ai tehnologie, decât, n-ai absolut să nimic. Lași, stai și faci religie. Stai și lași copii gravide. Deci ce s-a întâmplat în știrea asta a fost că un profesor de religie la liceul Arieșeni a lăsat gravidă o elevă de 17 ani. Fai, mă, că avea 17 ani, adică ca și 18. Are cunoscut puțin. Și copil. Stai puțin. Ok, pe lângă, înainte să intrăm în fondul problemei, ție nu ți se pare că profesorii de religie, for some reason, erau cei mai... ciudați / devianți profesori, ci mai, nu știu. Eu, de exemplu, am avut numai experiențe nașpa cu profesori de religie, unul m-a și bătut și, bă, m-a bătut în generală când nici nu eram așa. Bă, da, pe mine acum m-a lovit un gând. Asta văd că era liceu tehnologic de turism și alimentație din Arieșeni. Ăștia au ore de religie la liceu. Dar toți eu știu au, că m-am... Eu știu că n-am mai avut la liceu religie. Bă, eu n-am mai avut la liceu religie. Știu că doar în general aveam religie. Păi ce profil ai făcut tu, satanism? La liceu? Filologie. Păi și eu am o filologie și aveam. Eu, nu,
sau poate am uitat, eu nu țin minte să mai făcut poate nu te duceai tu, man. Mai degrabă, da, cred că eram conscientious objector. Da, nu, eu când am făcut 18 ani, a fost primul meu gest de rebeliune, mi-am făcut cerere din aia să nu mai fac religie, că eu sunt de altă religie, eu mi-am ales religia și nu mai pot să particip la orele voastre. Brav. Da, era forță pentru mine că aveam religia luni, ultima oră și v-am pupat, băieți. Mă, lunea zi scurtă. Da, lunea zi scurtă și oricum era zi scurtă că eram la filologie și toate zilele erau scurte. Da, asta mi-am plăcut și mie la filologie, o temă acasă, n-am făcut 4 ani. Da, frate. Am intrat odihnit în bac. Da. Și la facultate la fel, odihni, frate. Chiar mi-era dor să învăț, nu mai știam cum era. Această afirmație este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Da, asta cu profesorii de religie, nu știu, la mine cel puțin mi s-a părut că ăștia care veneau... Și la mine erau ciudați, da. Știi care e faza? Și de ce cred că se întâmplă? Se întâmplă că majoritatea dintre ei erau popi, preoți, whatever, și erau obișnuiți cu anumită autoritate, știi, că na, ei când intrau în biserică, toată lumea în genunchi, toată lumea le pupa mâna, toată lumea domn părinte, toată lumea nu știe... Și vii la niște copii care se uită urât la tine, care fac gălăgie. Nu vor să-și facă cruce. Și normal că le dai capac sfânt. Cum ar fi în termen de RPG, le dai smite cu holy, holy damage. Holy smite, da. Tu ce RPG-uri te joci de știi așa terminologia? Bă, din păcate, întrebarea corect formulată ar fi ce RPG-uri te jucai. Că da, te-ai jucat tu, m-am dus pe drept. Bă... Doar o dată acasă la un coleg de-al meu în general, dar eu niciodată nu mi-am făcut subscription, că eu mereu, român fiind, mi se părea strigător la cer. Ce asta, frate? Plătești jocul dacă îl plătești. Da. Și după aia iar plătești lună de lună? Păi da. Ce e asta? E japcă? E jap la drumul mare? Lăsați-mă, duceți-vă la străinii voștri, la nemți, la francezi, la ăia care pun botul la așa ceva. Da, nu, exact. Vorba lui Giovanni Beccali. Păi poate îmi plac și mie jocurile, să mă joc mult lunar. Dar nu așa, pe față, să plătesc lună de lună, ca voi. Da, frate, deci e exact o mentalitate de român, jur. Că eu nici... Da, nici cum până, să dai bani? Nici până în momentul de... Eu când mi-am... Eu acum, practic, după 2 ani și ceva în câmpul muncii, mi-am cumpărat subscription la WoW și, cum să zic, m-am gândit super serios dacă să dau 40 de lei. Să faci investiția dacă asta. Dacă să dau 40 de lei să mă joc chestia aia, mi se părea condițiile doamne, care ieși în oraș o vineri și ți-ai scos subscription-ul da, pe da, câteva da, luni. Da, da, da. Da, asta e că nu știu de ce, pe alcool niciodată n-am jenă să dau bani. One time purchase. Da. Așa, dacă ți-ar zice cineva, uite, accepți ca timp de câteva luni să plătești lună de lună 800 de lei că ieși în oraș și bei, stai un pic și te gândești că, bă, 800, mai dă-te, de aici. Bani. Da, ești nebun la cap. Da, 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 da. Da, așa, odată așa, odată așa, hai, ieșim în oraș, o bere, ceva lejer, te trezești la 6 dimineața pe niște scări într-o scară de bloc. Perfect normal, perfect normal. Că, da, nu, nici, până la urmă, nici acasă nu dormi așa bine oricum. Bă, când ajung la un nivel de oboseală, da. Cel puțin așa mi-au zis prietenii mei, că îți dai seama, eu fiind mereu cu munca, în timpul liber trebuie să stau, mai citesc cărți, că trebuie mereu să fiu în vârf de formă la nivel academic, că și tu doar ești avocat. În profesia noastră, dacă nu ești mereu up-to-date cu cele mai noi articole, te mănâncă în instanță. Da. Dar, din fericire, avem prieteni care au făcut alte facultăți, ei au viața mai relaxată decât noi. Și noi primim așa din cușca noastră. Mi se pare tare chestia asta cu businessmanul care munciște de rupe și e îmbrăcat la costum și astea și îl vezi... Și după aia vezi cum își rupe capul. Și îl vezi, da, exact. Dimineața. Da, în Japonia... Ia, Sergiu, scrie te rog pe Google. După aia îl întreb cum te-a pățit asta la pumn. Da, scrie pe Google Japanese businessman sleeping on the street. Salaryman. Genul. Așa se cheamă la ei. Da, serios. Salaryman? Da, pe bune, asta e terminologia. Oamenilor care muncesc, corporatiștii lor, sunt salaryman. Da, da. Uite, uite cum stau pe peste tot, gen, pe jos, în costume, rupți de beți. E un light. Nu înțeleg pe oamenii ăștia, mi se pare disgrațios. La ei. Serios, mi se pare disgrațios. Cum să faci așa ceva? Ai și tu o prestanță, ai... Niște oameni care se bazează probabil pe tine. Păi ce imagine transmiți? Și care e faza? Mi-ar fi rușine. La ei toate chestiile astea sunt super acceptate și normale. Da, și da, normale, păi eu apreciez asta la un popor, că poate să oferă așa un nivel de susținere emoțională, psihologică. Când ai cea mai mult nevoie. Da, exact. Păi, domne, când ai stresat în tine,
strângi de luni până vineri, în fiecare zi, te întorci acasă cel mai devreme. Aia lucrează. Păi eu astăzi am plecat cel mai devreme săptămâna asta de la birou. Da, este ora 8 și ceva. Am ajuns aici la 7.35, ți-am zis că vin la 7.35, super, la 7.35 te-am adrat interfonul. Adevărat. Asta înseamnă mafiotul din ziua mafiotul din ziua de azi. Nu mai rachetează banii. Vine la timp la podcast. E punctual. Păi mi-ai mai povestit că ai... E posibil să mai fi avut alți oaspeți care poate au întârziat puțin, dar în același timp te-ai și un băiat amiabil, îți păstrezi mereu tonusul și asta nu se vede de admirat. Da, no, e o chestie pe care ți-o asumi când te-a pus să faci chestia asta, că na, lumea întârzi, lumea mai... Și lucrezi cu tot felul de oameni, unii mai din domenii mai așa artistice, relaxate, exact, mai exuberante, mai boeme, alții din domenii mai cu bățul în cur ca noi. Mă rog, la tine nu se vede acum, dar la mine cred că e evident. Bă, e casual Friday, frate, nu știu, la... No. În momentul în care veți vedea asta, este într-adevăr vineri. S-ar putea să-l pun mâine, joi, că azi săptămâna asta n-am avut marți și mă... Corect, da, și oricum asta e săptămână scurtă, săptămână 4 zile în loc de 5. Să aibă timp lumea să-l vadă. First day, fun day, da. Da, moment, cine mai zice așa pe final? Oameni, nu mai aveți nevoie ca să facă preselecția la concurs... Nu știu, bă, vrei tensor, ceva, cauți. Nu mă grăbesc, nu înainte de 30 de ani. Da? Bă, am tot auzit bariera asta cu 30 de ani, mi se pare absolut artificială, știi? Sunt că dispus, nu e ca și cum... Bă, sunt dispus și mai târziu, nu. Asta zic, nu e ca și cum faci 30 de ani, gata, hai, ole X, nevastă. Nu, dar din punctul meu de vedere, trăim în genul de societate în care nu mai putem ca pe vremea părinților, gata, la 24-25 de ani ne-am găsit, suntem compatibili, ne luăm, facem un copil... Bă, și care e faza? Facem... Nu e neapărat faza de generația părinților noștri, e faza că... Nu zic, unii și de vârsta noastră au făcut asta și cred că sunt e faza fericiți. E faza de oraș. În București, de exemplu, nu-ți permis să faci copil că n-ai cu cine să-l lași. Dacă stăteam în Motru, făceam copil de la 20, lejer. Îl creștea mama, îl creștea bunica mea, îl creștea mătușii mea, îl creștea vărul meu, avea cine să-l crească, știi? Aici, îl dădeam la orfelinat... Aici ce faci? N-ai ce să faci, știi? Adică e totul mai business aici, totul se învârte mai altfel, n-ai părinți, n-ai nicio susținere. Păi tocmai da, în provincie încă se fac copii de tineri, știi? Păi tocmai da, din punctul meu de vedere, într-un mediu de ăsta idiot cum e ăsta din București, idiot aici, depinzând de sistemul de valori, dar idiot vreau să zic raportat la volumul de efort care ți se cere, la volumul de efort pe care trebuie să-l depui și dacă nu ți se cere, și la costuri și la toată nebunia, la tot stresul, aici mi se pare că trebuie totuși să stai, să mănânci niște mămăligă, să acumulezi acolo, să știi că în momentul în care ai făcut un copil, poți să-i acorzi toată atenția de care un copil are nevoie. Că, uite, ți-e târșă și ți-e aiurea și să-ți iei un câine să-l lași să stea singur toată ziua în casă. Dă-mi-te un copil. Clar. Și vorba aia, copilul după câteva luni, după câțiva ani, începe și să vorbească, începe și să aibă să niște pretenții mai mari decât, frate, un câine. Adică adevărat. E mult mai greu logistic. Da, și nu e ca și cum dacă ia asigur totul copilului tău, nu o să și aibă tot pretenții. Și tot poți să fie nefericit. Exact. Că uite-te și tu cum stăm acum cu mental health-ul, cu asta. Da. Toată lumea are depresie, toată lumea vrea să se arunce de pe pod, nimeni nu e fericit. Da, frate. Nebătuți. Trăim da, acum, cu asta încheiem. Gen, toate neajunsurile astea, bla, 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 bla. Te-ai mutat din București? Niciodată. Aia zic. Nu, dar bine, la mine poate și ceva subiectiv, că eu sunt născut aici și crescut aici. Adică vorba aia, toată viața am locuit la 500 de metri mai în sus pe strada ta, practic. M-am obișnuit așa, nici nu pot să percep ritmul din alte orașe, că am mai fost prin alte orașe și... Am văzut și eu cum e să fii, nu știu, sâmbătă și să n-ai unde te duci, stai în casă, te uiți la My televizor. Point, frate, exact. Eu m-am obișnuit prost, nu știu, aș înnebuni, nu, n-aș rezista. Sunt știu că acord. N-am opțiunile astea și, mamă, dar îți dai seama câți bani am economisit într-un mediu de ăla. Și ce faci cu ei? Te duci și îi spari la cârciuma aia cu 5 lei berea? Gen. Nu știu, teoretic, nu știu, ți-ai prima casă, cel mai șmecher, apartament de 3 camere din oraș, nu știu. Forță. Zic și eu, vise de om Romanian normal. Goals. Da, Romanian Goals. Păi nu e ăsta The Romanian Dream? Da, găsești exact o meserie cu puțin peste mediu pe economie, ți iei un prima casă, ți-ai luat casa ta, în 30 de ani a ta, doi nu copii. Plătești chirie ca fraierul și, băi, ești fericit, ai ce să le lași copiilor. Și cu Romanian Dream v-am lăsat, a fost Casual Friday Podcast, a fost Mihai Ioniță. Până data viitoare, nu comiteți crime împotriva umanității. Weekend frumos și nu exagerați. Salut!